зала, дорогие мои, ступай. Albinii de la macul ăsta roșu aduc polen negru. Dar-mi pare rău, dar musai să-l tai aici, că la mine nu îl dă. Au ele, măi, găsesc ele. Marinu a dus motocoasa ca să grijească locul. Iată, mări, după un șas de lucru, acum arată așa drumul. Și acum arată așa. Mult mai bine, mai trebuie să-i dăm un ierbicid și să fie tot uscat. Mă, asta pre-parcurs. Și acum ne apucăm ca să coborim de pavilion ce avem. Și mâine să mai scoatem la miere. După ce am descărcat picolița, eu mintun închid ventilații. Ventilațiile le închid așa, spre iucea, că trebuie să le destup înăuntru. Numai eu le pun acum numai nailonul și liezonitul prea drut. Iacă, uite, așa le-am pus. Pe urmă vin pus ele înăuntru ca să nu-mi plăgească faguri prea rame. Numai mâine, poi mâine aia să rupă. Eu mis cât mai repede după transport ca să se astupe ventilația. Uite, stupari mari de la pădure trecem de-a mine. Ei, când ajung la pădure, ei complet lasă și ventilații deschise și tot. Bun, e bun pentru miere ca să iasă iucea apa din miere. Asta nu-i adevăr și nu-i bine ce fac. Stupul trebuie să fie complet astupat, nu-i trebuie, când strânge miere, ventilați. Acum poate alți stupași spun că la mine eu strâng și-i bine că am lăsat tot ce ventilații deschise. Cu ea strânge și cu ventilații deschise, da. O parte e angajată și să astupie și să încălzească cuib. Că cuibul trebuie să-l țină non-stop la 35 de grade. Și când tu-i deschizi ventilația, albina trebuie o parte care s-ar fi dus să aducă miere, trebuie să așa de prăpuiesc ca să-l țină la 35 de grade. Așa că eu nu mi-s de părerea aia nici într-un caz. Nu-i un an mării ca să nu se uit vreo stup închis. Dar urginișul ce le las deschis îi fenomenal. Ce îi? Ăsta tot numărul 30 un stup foarte tare. Tot l-am desfăcut. Ventilația numai nu i-am desfăcut așa. Și acum, uite, când am ajuns aici, l-am găsit. Da, au avut mare noroc în ventilația de la Urginiș. Și cu ventilația aia de o butoare de 3 cm, o supraviețuit, că s-ar fi topit. Ar fi curs din ladă. Numai
Shelly, la 30, a fost scoasă mierea mea. Da. Și poate de-aia o avut. Mai numai nu e odată ca să nu mă zăuit. De iuce, să nu văd. El a fost deschis înăuntru? Încă și butoara asta mică a fost astupată. Barem și asta. Anul ăsta e fain că am apă în canal și nu mai trebuie să aduc. N-am mări, nici gata! Haide să închizi și am plecat. Bună dimineața, mări! Bună dimineața, Marin! Ia că azi marți ne apucăm să scoatem mierea la aici am adus. Până nu mă apuc să scot mierea, să văd la mătchile așa, că cred că azi ar trebui, nu, mâine ar trebui să iasă și astăzi să le pun cuștile. Rezultatul e tare bun. Acum mi-a rămas băi la strupii. Ai de sus și am terminat cu mierea. Ieri m-am uitat un pic la filmul și l-am făcut la pădure. Văd că în tot locul acolo prognozat că așa, că așa, că o bătut vântul, că o pica ploaia, că n-a fost bună ploaia sau nu știu ce. Mări, nu-i bine de prognozat până înainte, că nimic nu se știe până la urmă, știi? Din ce cauză? Eu am gândit că o să fie miere tare puțină, dar n-a fost
așa. Nu-i multă, dar o recoltă de nota foarte bună. Ui. Așa că nu ne-a fost truda în zadar și mersul în zadar. Iacă un stup de sus plin de botchi. Uite-le mării, una după alta. Mai ce uite. De acolo tu nu vezi. Stupul ăsta nu are matcă. Nu a vrut să răiască cu matca bătrână, dar s-a făcut, uite, o mulțime de botche nici încotro de ale mici. Și acum unica soluție ca să aștepte vreo două săptămâni la mătchii părăchice și să-i pun una cum trebuie. Dar să nu-l țin așa fără lucru, fiindcă e tare, am să cresc numai mult mai puțin e botche în el. Astăzi am să săgesc, Mari. Din cât stupi am avut, iacă ăsta îi unul dai cu bani. E musai să fie și de aștia. Mâncă mării, mâncă albina miere de stup. Ia ca spre iuce am făcut lui mării alt pot, că ieri de puțin să se îmburge cu el, cu al de lemn. Și acum i-am făcut picioare de fier. Iară tot ce am găsit acolo de la rorieturi, de la ce mai m-a rămas, și acum e foarte, foarte stabil. Iar mai 2 ani. Nu se mai burde bărie, asta ai făcut de fier. Iacă ne-o și ploiat astăzi, dar am reușit să gătăm și să ne pregătim de dus acasă. Și cu asta, dragii mei stupari, să închei filmul și vă doresc și vouă miere cât am avut eu și mai multă. Vă salut și sănătate!